Ia zi, Andrei, ceva? Salutare, fraților, și bine ați revenit pe Lanseta cu Lunetă. Ne aflăm în capătul satului Mahmudia, pe canal. Canalul care vine de la Dunăre, nu știm care treabă. Vrem să probăm. Poate o să avem și noi vreun rezultat astăzi. Dacă nu avem aici, am zis să ne mutăm la Dunăre. Ce să vă mai spun? N-am mai fost la pescuit de o grămadă de timp. Asta este. Nici vremea nu mi-a permis. Am fost și răcit. Trebuia să vină și Gugu azi, dar a răcit Gugu. Friguț. Două lansete aici. Pe cărășel viu. Și undița am pus-o să probez, poate cine știe, vreo albitură, ceva, la râmă roșie și vermuș. Să zic că avem un sfert de oră de când am pus lansetele la apă. Suntem în așteptarea lui. Văd că a ieșit soarele, dar e cu dinți oricum. E soare cu dinți, Andrei. Geruț. Nu mi-am luat ochelari. Bă, nu i-am în mașină, nu. Bă, și locul e super, vremea e super. Peștele mai lipsește. Hai, Andrei, alată-ne o ștucă. Ia uzi. Arciu! Noroc, Laur! Pește mare, pește mic, hai la Laur în cârlig. Nici pe undiță aici, bă, niciun țac, bă, frate, bă. Niciun bibănel, nimic, bă. Ce m-aș vedea acum? Știi unde, Andrei? Apă. Prin delta, pe tătarul m-aș vedea acum. Opa. Hai că ai luat ceva, ai luat o linguriță. Nu, e linguriță mea. Nailon, nu putea să-l ia acasă, l-a aruncat în apă. Da. Ți-a dat de treabă. În caz că ți-au înghețat mâinile. Da. Și canalul ăsta uneori chiar ține pește, mă. Ce mamă de caraspă aici se prinde. Și alteori chiar și știucă. Biban. Însă de data asta lampă.
Ia uite, a început mațele să o facă urât. Rur, rur. Auele. Cred că de la suc. Am crezut că ți-a tras. Nu. Oh, ce m-aș bucura să văd o trăsătură acum. Tot am impresia că trage la undiță acolo, dar nu trage. Da, da, da. E și când o să tragă, băi, Andrei? Ți-am zis, acum pe tătarul m-aș vedea, frate. Cu siguranță aș bufni-o de vreo plătică, ceva, vreo știu că... Vreun șalău, morunaș, ceva, ceva trebuie să fie, n-are cum să nu fie. Și cred că o forțez eu, da, cred că o forțez, am zis să nu mai dorm pe mașină și alea, dar cred că o forțez o noapte. Mă duc să probez, nu știu. Și dacă nu și nu... În februarie mai ies la pescuit. Oameni buni. Da, chiar mi-am luat fier de la difluorocarbon. Da. Hai să știi să legi cu el. Da? E tare, nu? E tare, mamă. Suntem din nou la benzele de la carieră. N-am avut nicio șansă pe canal. Bă, dar Dunărea n-ar arăta, mă, chiar atât de rău, mă, frate, mă. Păi și liniștit aici, ha, mă, poate vedem culoarea la pește. Bă, un pește, atâta vreau. Arată bine. Și avem și soare astăzi. De ce nu? Suntem și la dos aici. Țaca-paca. Bag și feederele. Ce să mai, gata. Mă pun pe treabă. Hai că am trăsătură, na. Fiți atenți, am trăsătură. Haide, mă. E mic, ceva mic. Ia să vedem. Iar și clasica faza aici cu pragul, băi, Andrei. L-am scăpat. Dar am avut trăsătură, frate. A zis tu că ai avut și tu trăsătură acolo. Ai trăsături avem, Andrei, aici. A încercat-o iarăși. Da, sper să nu fie raci. Dar prea anemic așa trage. Bine că prima trăsătură a fost chiar... Chiar mișto, da? E, la asta pe râmă mi-a ciugulit, eu scârlicul era gol. Aha. Dar vine țăcăne de două ori și o lasă. Da, da. Și raș să fi fost... Ar fi ciugulit ei la cărășeie aia, nu? De pe lansete de aici. Hopa! Da, ce stil are, mă? Oricum, orice ar fi fost, am văzut trăsătură. Aia contează. Dacă mai și vedem unul... O, da. Bară să ne ală. N-are cum, mă. E greu începutul până sparge în gheață.
Și cum le privesc zâmbind așa. Eu care n-am mai fost din 100 de ani. Uite mă, că încearcă mă la asta, na. Iarăși, dar doar o dată. Bă, frate, bă, ăștia zraci, bă, o să râdă de noi ăștia toată ziua aici. Fii atent tu. Nu-mi vine să cred. Cârligele sunt mici. Opa. Aia și când s-o agăța în cârligul ăla racu, ce o să mai facă? Bun și ăla, măcar. Să-ți vedem o culoare. Uite mă, uite ce fel face. Uite, acum la asta, la altă. Fii atent pe amândouă, e voi, frate. Așa, nemicu? S-a pus pe ea, fii atent. Haide, mă, tată, mă. E circ. Era acum până ia vermușul de acolo, până îl duce la gură. Da. Îl secționează, pac, îl face frumos. Că el are gurița mică, știi? Până mă enervează și umplu o ancoriță cu viermuș și aia e. Nu e, mă, o țăcăneală, două și după aia o lasă. Fii atent, tu, nu vine să cred. Haide, băi, tată, bă. A lăsat. Le-a lăsat. Opa! Gata, mă, i-am văzut culoarea la pește, o, fraților! Hai, bine ai venit în echipa mea, mă, frate! O nouă trăsătură. E rece apa, trage foarte încet. Haide, mă, tată. Hai să te văd. Nu te da, nu te lăsa. Vino în echipa mea.
Ăsta cred că îi place mămăliga mai mult. Aici pe Cărășei până în prezent nicio trăsătură. Dar nu se știe. Nu se știe de unde apare o bucurie. Deci peștele umblă, mă, pe Dunăre, umblă. Încă umblă, morunașul ăsta încă umblă. Cred că și plătica, dar nu e loc aici de plătică. Adevărul că data trecută aici n-am prins nicio plătică. Nu, doar morunaș. Nu știu, 2-3 carași și vreo 2 ciortani, ceva de genul. Pe lângă o știucă, două știuci și un șalău. Hey! Al doilea pește, fraților. Al doilea morunaș. Fiți atenți. Bă, da, ce mititei, bă! Fugi, mă! Hai, frățicu. Păi, e pește, nu e rac, dar e mic. Asta e faza. La recuperare mi-am dat seama că e pește în cârlic. Deci după trăsăturile astea mititele, el se agață pe acolo. După aia mai face nicio schemă. Și când aici aproape de mal, hop, peștele în cârlic. Ca să vezi cât de mic și de anemic trage. N-are forță nici să se zbată, să se elibereze. Iarăși e pe ea aici. Pește mare, pește Mihaela Laur în cârlig. Uite-l cum face el acolo, da. Uite, mă, Andrei, ce fel trage, mă, Andrei. Trage încet tare. Gata, și-o las. Ori s-a agățat și s-a pus să doarmă, ori a mâncat un viermuș 2 și a fugit. Mamă, și când o veni unul de ăla la kill, băi, Andrei? Mega morunașul. Direct pe tablă? Mega morunașul. Nu, trage de 2 ori, de 3 ori și cam atât. Ia, cumva încearcă la asta acum. Așa mi s-a părut. Oh, da, încearcă la asta acum.
Ciudat. Ciudat tare de tot. A? L-ai luat? Ce mic e! Bă, e mic, mă, de ce o are, mă? Bă, da, am zis eu, cred că o să încerc cu o undiță aici, că ăsta l-ai luat în mal, este? Da, cam. Mă rog, mai încolo. Măcar așa, la distracție cu undița, pac, 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 pac. Dar uite, nu știu ce montura am. Auzi, s-a plumbul cu față, de asta și cărligul. Improvizați, ție, a? Bă, dar ce fel a tras mai devreme aici, mă? A-a. Ia să scot eu o undiță. Bravo, Andrei! Mirase mâna? Mirase a pește, nu? Uhu! Da, frate. E bocnă. Nu, că dacă mai trage o dată o scot. Să nu fie vreunul agățat. Prea a țăcănit-o. E acolo, mă, frate, ăsta. Ăsta e agățat aici. Oare? Haide, haide, lasă, lasă pragul ăla. Uite-l. Bă, dar ce mici sunt, mă. Dar ce-s așa mici, mă, frate? Ai văzut? Era aici agățat banditul. Du-te, mă. Cheamă-l pe ăla mai mare. Ce stil are, bă, nici nu poate să tragă, bă. Așa de... degerat e, săracul. Adevărul că am băgat mâna în apă, m-am spălat pe mâini, Doamne! Îți cad unghiile! Doamne, Doamne! Ia fiți atenți cum stătea scrumbia acolo, nu zicea nimic. Fiți atenți! Fiți atenți cum stătea acolo și nu zicea nimic. Zic, băi, asta n-am mai verificat-o de mult. Ia uitați-vă. Ce e ăsta, mă? Mic, mă, pa. Aoleu. I-am luat pe aia mare atunci când am fost, băi, Andrei. Cred că ei au fost toți. Ei au fost toți, tati. Dar bine că au rămas ăștia la distracție. Băi, frate, nici nu-i vezi trăsătura, mă, n-auzi? Băi, omule, bă, eu l-așteptam și el era în cârlig. Fii atent tu. Cât de anemic trage, nici nu-i vezi trăsătura. Ia uitați-vă, frate, ce morunaș aici. Ei, să vezi tu dacă n-o fi și intrat, asta mare lucru. Prea de mult le aștept. Nu, între asta nu. Hei. Ciudat, nu? Haide, bă, băiat. Bă, și-a tras bine, mă. M-a prins cu undița asta în mână, băgam viermuș pe cârlig. Și na. Uite, mă, că e aici.
Stau cu vermul și în palmă, fii atent. A, e acolo, mă. S-a agățat ăsta. Stai, stai să scap de vermul și să-i bag în cărliga aici. Că te scot acum. Da. A? Nu e, mă, fii atent. Haide, mă. A dat cu țeapă. A dat cu țeapă, bă. Da, trăgea ambițios, ai văzut? La câte ori a smâncit el acolo? Gata, Andrei, s-a pus pe noi. Ei, asta e trăsătură frumoasă a fost. E acolo? E acolo, dar nu s-a schimbat. Hai, bă! Uite, și la mine trage aici. Băi, dar ce bine ți-a tras, Andrei. L-ai recuperat? E, e și peștele, nu? Hopa! Orunaș! Campion! Bravo! Uite, trage și la mine aici asta. Ce frumos trăgea! Și-a lăsat-o. Dacă a început vântul ăsta. Na. Niște trăsături atât de mici. N-are forță, frate. Ăsta n-a mâncat bine în vară. Haide, mă, frate. Am avut trăsătură aici. Fără nicio vrăjeală a încercat să fure aici cărășelul. Haide, mă, revino. Da, e acolo, întinde. Dar ce-o fi oare?
Ce a încercat-o aici? S-o fi lăsat? Prima trăsătură pe cărășel. S-l fi furat? Îl mai aștept. Poate se întoarce. Ce e ăla, mă, Andrei? Băi, frate, dar ce mici sunt, băi, frate, bă. Băi, incredibil de mici, mă. Ia să o verific eu pe asta, să văd aici, mi-a furat cărășelul sau ce s-a întâmplat aici. Dar am avut trăsătură, mă. Nu mare, dar a fost... Nu, e acolo cărășelul. S-a dat la el, mă. Băi, omule, bă. Ăsta a tras puțin. Asta a tras puțin, banditul. Haide, mă. Hai, mă, lasă malul. Ia uite, mă, are, ce are el cu malul ăla acolo, mă. Bă, să vezi că l-am pierdut. Și ăsta a tras, ai văzut? L-am pierdut, mă. Firai tu să fii. Îmi dă chiar sub malul ăla acolo. Ha. M-a făcut. Mamă, tătelu, ce faci, mă? Și la tine, a? Și la mine. L-ai luat? A, nu? Bă, ce mititei, bă, frate, bă. Incredibil, bă. Azi am nimerit la juniori. Bă, e bine că au tras și ăștia, bă. Au tălea ce se chinuie aici, na. Chiar nu știu de ce am reținut eu morunașul ăsta, mă. Că nu e mare deloc. Ăsta ghinionul, Andrei. Pleacă de aici, ghinionistule. Și în același timp, norocosule. Fugi. Du-te lângă frații tăi. Vorbește și tu cu un șalău, cu o știucă, ceva. S-a pus pe ea aici, na. L-am luat, Andrei. Asta s-a agățat în prag, Andrei. S-a eliberat, Andrei. S-a eliberat. Am mâncat toți vermuși. Numai de buza de jos toți acasă. Bă, unu și unu, bă. Așa da, bă. Asta da partidă. Bă, i-am văzut, nu? Am văzut. Este. Are balta pește. Interesant a fost că n-am avut decât o trăsătură pe cărășel aici. Doar una. Și aia mică, a întins o dată de două ori și apoi a lăsat-o. N-ar fi chiar așa tulbure Dunărea.
Da, umflată este. Cel puțin aici, mai încolo prin pădure, deja este apă. Pe drumul din pădure nu mai poți să mergi. Trăsături anemice, pește mic. Dar e bine că l-am văzut. În comparație cu partidele anterioare, când era Dunărea mai tulbure, de data asta s-a văzut diferența. Sperăm că pe partidele viitoare o să înceapă și șalău să umble și el mai. Opa. Mai cum se cuvine, așa. Să umble pe la Sajoc. Pa ma ba ba ba. Da, acolo s-au auzit niște cetățeni mai devreme, văd că nu, a, nimic, cred că au plecat, a? S-au lămurit. O dansează pe asta. Da, ne-am lămurit pe partida de azi. Foarte mic. Dar bine că i-am văzut culoare. Nici nu mă așteptam, oricum. Am zis acolo pe canal, nicio trăsătură, zic, aoleu, la Dunăre ce poate să fie? Și uite că la Dunăre s-au prins câțiva pe aici. Miroase mâna pește, miroase! Cam atât, fraților, de pe malul Dunării, de la Mahmudia. Am zis că poate prindem o prăjeală de pește proaspăt, așa? Se pare că suntem nevoiți să scoatem de la ladă. Asta este. N-a vrut. Poate data viitoare va fi mai cu spor. Vă las sănătoși. Țineți aproape. Facem noi și mai frumos, dar asta e vremea, ăsta e anotimpul. Poate va începe și alăul. Voi să știi că nu prea am auzit pescari să fi prins și alău. Serios, chiar. Grupurile de pe Facebook, pe acolo, pe unde mai sunt eu înscris, mă tot uit, nu prea. Pește ce se mai prinde pe bălțile private, mă bate gândul să fac o pescuială pe o baltă privată. Aș merge pe la Sabangia, nu știu, pe la Enisala. Nu încerca niciodată. Să vedem cum va fi vremea. Vă salut pe toți fraților. Până data viitoare, să ne auzim numai de bine. Multă sănătate! Băi, frate, nici nu observ când trage, mă. Și cam ăsta e ultimul pește al partidei. Haide, dă să te pup. Fă-te mare!